Frica, eu de multe ori spun că este cea mai mare provocare omenească care pe noi ne oprește să trăim viața cu adevărat, să simțim, să gustăm, să mirosăm, să pipăim. Înțelegi? De atât eu tot timpul mă strădui să... frica să o... Să înlăturați minciuna la fel, exact. Și să vedeți cu să mă ochii deschiși. Să conștient cu ceea ce mă înconjoară, cu adevărul care este. Irlanda pentru mine este... cu adevărat a doua patrie, a doua mamă, o iubesc foarte tare, țara Irlanda, a făcut foarte mult pentru mine, pentru familia mea. Eu sunt incredibil, nu vă pot descrie cât de recunoscător, cât mi-a dat, cât mi-a permis să studiez, să învăț, să culeg, să absorb. Și eu știam și mă gândeam în capul meu, bine, eu îmi iau o viteză și mă duc spre corabii. Cât îi trebuie lui să mă vâneze dintr-o dată. Uh-huh. Și am decis să stau calm, să stau în voia Domnului, să not mesajul care a venit aici, să not, zic ca să treacă și asta. Niciodată n-am să uit câte provocări mentale am avut, pentru că știți că eu de multe ori spun, absolut tot lucrează în favoarea ta. Tot ce vezi pe corpul omenesc, tot lucrează în favoarea ta. Unicul organ care lucrează împotriva ta e creierul. Dar am suferit foarte mult și din punct de vedere de sănătate și de asta. Dar sufletul la mine e în pace. Sufletul la mine e în pace și mulțumit pentru că eu am făcut ceea ce mi-a dorit sufletul. Eu am făcut ceea ce doresc și vreau ca lumea să trezească și să vadă. Noi nu suntem popor rău, noi pur și simplu am devenit trei dezbalansați, debusolați din alte motive. Cuiva îi convine asta să fim debusolați, să fim deviați, să fim distrămați. Pentru că noi suntem o putere dacă suntem uniți. Păi eu vreau să fiu acea energie care, da, văd, nu-s de acord cu minciuna, nu-s de acord cu multe lucruri, dar eu sper și mă rog unul lui Dumnezeu că noi într-o zi să fim mai receptivi, mai iubitori, mai iertători, mai în pace, pentru că pacea împrejurul nostru noi să o câștigăm numai atunci când noi să fim în pace. Când spune cineva că tu ai avut norocul că să fii nominalizat la Premiul Nobel sau tu ai avut norocul să treci canalul mânecii din prima, păi cum noroc dacă eu mă sculam la ora 3 din noapte și mă duceam și stăteam în api înghețate în munții din Wicklow, că să-mi adaptez corpul, să-mi adaptez creierul, ce fel de noroc asta e? Da, dacă eu am muncit. Da, muncit. Păi nu există noroc. Dacă noi om filtrat tot prin suflet, dar nu prin cap, noi om eradicat și aceeași minciună și om faci ceea ce e corect. Bine, v-am găsit la un nou episod de Istorie cu Tâlc. Dragilor, astăzi facem cunoștință cu înotătorul de ape deschise, Ion Lazarenko Tiron. Bine ați venit! Vă mulțumesc! Invitați. Domnul Tiron, v-ați născut în data de 22 ianuarie 1978 și într-un interviu ziceați că aveți mare noroc, v-ați născut în prima zi a vărsătorului. Da. Nu știu cât e de adevărat asta. Sunt așa o persoană că mai mult cred în ceea ce sunt din interior până a efecta schimbări în exterior. Fratele meu tot timpul spunea că trebuie să crezi în zodii, în toate chestii. Eu nu prea cred în stele, în prezicerele astea astrale care... Da, dar mulți oameni când aud că-s vărsător, prima zi de vărsător, îmi spun că asta te-a ajutat să noți fără... Ceea ce am niște dubii, pentru că dacă eram într-adevăr așa iubit de Dumnezeii apelor și de Neptun sau cum acolo, păi nu-mi dădea așa provocări de valuri de metri întregi, de rechini, de meduze, dar era mai ușor cu mine. Dar eu, știți cum, eu tot timpul când vineau și provocările astea, pe eu spuneam, băi, tu vrei să atingi ceva ce e greu de atins, ceea ce nu e ușor ca să trezăști omenirea. Păi Dumnezeu îți dă atâta cât poți duce în spate. Da, cât poți duce. Și nu știu dacă... Sper că Neptun de undeva de acolo îmi răspunde la toate întrebările. Părinții, cei care v-au dat cei 7 ani de acasă, cum au investit în dumneavoastră și până la urmă, iată, acel sâmbur de care vorbeați și a dat roadă și să vedeți omul care sunteți astăzi. Eu sunt foarte recunoscător la părinți, cu tot cu mulți, de multe ori, poate i-au judecat, poate știți cum pe vremurile sovietice, cum era. Poate nu aveai de toate, poate nu mai erai cel mai bogat, poate nu erai... Dar eu vedeam bogăția tot timpul în altceva. Eu vedeam bogăția, de exemplu, cum mama scotea pâinea din cuptor, vinerea și plășintele alea coapte cu munca ei, care eu
noaptea mă sculam și o ajutam la frământat. Și îmi spunea că orice copil îl prindea pe drum, vin la nana în coaște. Tot Mahala era nana. Și la toți le dădea o bucată de pâine, la toți le dădea. Noi ajungeam duminica, luni, noi n-aveam pâine. După ce au copt 16 pâini. Și spune că asta e bogăția, dragul mami. Când te împarți, cel care nu o are. Și eu ziceam, mama, zic că, știți cum, ca copilul, nu înțelegem. Da, trebuie să pun ceva pe față. Dar el spune, din puținul care îl ai, trebuie să te împarți cu toată lumea. Știți, și eu am crescut într-așa o familie, unii noi puneam în măliga în mijloc și toți rupeam dintr-însa și mâncam cu brânculița. Dar nu era cum acum, știți, linguri de argint și toate astea. Dar eu vedeam bogăția în asta, vedeam bogăția... Pentru că eu chiar vă spun cestit acum, de multe ori le amintesc la frații mei doi, de multe citate care tata le spune, care nimeni nu atrăgea atenție, de multe lucruri care el le vorbea, chiar și la masă, chiar și la o ceartă, chiar și la un pahar de vin, chiar și în societate, da? Dar când acum, e cum, de mulți ani, dar realizezi și înțelegi ce e ce vorbea, asta era adevărata bogăție. Ce citate v-au rămas în memorie și v-au marcat? De exemplu, a fi bărbat. Ce înseamnă să fii bărbat? Înțelegeți? Cum să tratezi o femeie? De lucruri diferite, cum spunea el, soarele nu se ridică degeaba în fiecare dimineață. Și nu erau vorbe, pur și simplu. Și eu țin minte odată, el mi-a spus așa niște cuvinte. Dragul tate, eu zic că căsătoria nu e pe o zi sau pe o oră. Căsătoria e pe viață. O zic că când nu mergi, de înapoi, ungi și vezi de ce nu merge. Și o zic că lucrează zi și noapte. O zic că mai ales, de exemplu, o zic că mai ales dacă sunt copii. Niciodată să nu dai cu piciorul în familie. Pentru că nu schimba vraghia de pe gard și ei de mână, da, știți? Da. Și că lucrurile astea care... Eu când mă uit în urmă, da, el poate nu a avut cea mai perfectă relație cu mama, poate el nu a avut cea mai perfectă relație cu noi. Dar eu, știți, mă mai conduc de o chestie care am citit toată la un abzaț descris de Einstein. În familie trebuie să stărâși mai sus de 50%. Erați un copil rebel. Zbânțuit tare. Aveau probleme părinții cu dumneavoastră. Da, zbânțuit. Preactiv. Da, preactiv. Mai puțin, mai calm. Eu eram, am un Picasso, am un copac, am un... Deci cumva din copilărie se trage, iată, nebunia asta de a vă avânta în provocările. Care era, nu știu, care sportul era... l-a iubit foarte tare, de mic. Eu cred că pe mine sportul m-a educat și foarte tare. Și ce tip de sport ați practicat? Tot felul, dar în primul rând mă străduiam, știți cum... Eu poate și asta și copilăria asta m-a educat pe mine, într-așa mă spune, că eu vedeam foarte mult discriminare. Foarte mult între, de exemplu, cei care au și cei care mai puțin au. Cei care sunt mai sus, care au scaunii mai puternici, care au, știți cum, chiar și în clasă, chiar și în... Și niciodată n-am să mă opresc de vorbit. Și eu vedeam chestiile astea care poate pentru cineva era normal. Știți, de exemplu, să-l scoale pe Gheorghe, să-l întrebe pentru că e ficior de... Da, cer de partid sau mai știi acolo ce... Dar pe Vasilic să-l ies acolo. Și e ca lucrurile astea. Eu putem să lupt pentru mingea și care putea tot să joace pe teren egal. Copiii cei care erau mai îndepărtați de ești mai puternici, putem să-i chem să-i pun să joace cu noi. Știți cum? Mă străduiem să atrag o atenție foarte mare la cei care nu se vedeau în umbră. Dar eu niciodată nu vă mai opri să promovez adevărul, pentru că adevărul, chiar dacă doare, el doare astăzi. Dar în timp lung, el, știți cum, minciuna chiar de la cel mai adânc ocean ar să iasă la suprafață. Dar eu nu cred că eu am să o iubesc, pentru că eu urăsc minciuna. Vă spun sincer, eu urăsc minciuna pentru că chiar și fiică mea a fost întrebat să întrebe tata ce ar schimba el, că eu scris despre mine. Și profesorul să-l întrebe, tai, ce ar schimba el dacă ar să eradichez, dacă ar avea super power, puterea este... Da. Și am minciuna. Pentru că imaginați-vă să trăim noi fără minciună. Să trăim noi cu... Da, 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 care este prezentă și în dragoste, în relație, în tot, în sistemul ăsta care trăim în viață. În tot. Toată lumea suferă. Copiii, toți absolut, profesorii suferiau, pentru că, vă dați seama, fiind și ei în Soviet Union, ei promovau unii lucruri care, de exemplu, eu mă închipui profesorul de istorie. El știa adevărul, el trebuia să mintă unii lucruri, mă înțelegeți? Da, da. Dar eu, Ion, Piron, whatever, eu nu pot așa. Știți cum?
frica de multe ori te oprește să faci unele lucruri. Frica, eu de multe ori spun că este cea mai mare provocare omenească care pe noi ne oprește să trăim viața cu adevărat, să simțim, să gustăm, să mirosăm, să pipăim. Înțelegi? Dar eu tot timpul mă strădui să... frica să... Să înlăturați minciuna la fel și exact. Să vedeți cu să mă uit conștient cu ceea ce mă înconjoară, cu adevărul care este, dacă chiar astăzi nu sunt de acord cu dânsul, dar eu știu că eventual a să fie bine. Despre tranziția asta de la comunism la independență, cum ați trăit dumneavoastră? Pentru că 1992, conflictul de pe Nistru, multe s-au adunat la începutul anilor 90. Foarte multe, știți, eu am avut noroc de un bunel extraordinar care era pro-România, pro, și avea cărți românești, avea Biblie, ascunsă în lejanc, vă spun sincer. Și ne scotea și ne dădea să citim, să... îmi amintesc când s-au schimbat, știți, alfabetele. Noi am mătind că dacă nu mă vezi în clasa 5, am sărit într-a 7, nu mai țin minte cum acolo. Eu citeam fluent românești, alfabetul latin. Profesorul chiar mă întreba, băi, de unii, cum e? Nu vă luau la ochi? Pentru că ăștia care... Da. Dar eu eram bucuros, știți, pentru că, iarăși, avem ceva de la Bunelu, avem ceva de la Strămoș. Și știam că acesta e adevărul. Uh-huh. Bunelu ne spune nou, asta e limba noastră adevărată. Zi sau noapte? Amândouă sunt frumoase. Atât timp cât ești viu, dar cred că am să aleg zi. Ziua. Ce vă oferă ziua și nu vă oferă noaptea? Pe lângă faptul că noastră, prin toate provocările pe care le-ați avut de înfruntat, n-ați dormit nici nopți, nici zile. Ziua ce vă oferă? De ziua îmi place cel mai mult absolut toată mișcarea naturii. Toată mișcarea, dacă se atrage atenție de la același fluturaș, mm-hmm. până la albinuță, până la cucu care cântă, până la vântul care bate, frunzele cum se mișcă, absolut tot. Pe bicicletă sau mașină? Bicicletă. Pentru că chiar și momentul acela când ai din picioare. Da. Are frumusețea lui. simți cum trece. Da. Mașina, știți cum e. Mașina, eu afiliez tot timpul ca viața care noi o trăim în ziua de azi. Confort. Adică te uiți în mașină și corpul tău și din zona de confort. Uh-huh. Dar știți și E ca lecția din viață, știți, mergi pe drum și toate găurile astea și toate pietrele astea și ploaia asta, poate e disconfort, dar corpul tău și din confort. Mm-hmm. Și nu ai posibilitatea să treci, să înțelegi. Dar sufletul, dacă ești conștient, înțelegi că mașina este doar corpul, dar sufletul este ceea ce tu simți. Găurile, provocările, apele, reci, ajung până acolo. Ajung. Mă înțelegi? De ca eu asta afiliez în mașina. Mergi întrânsa, fii conștient, dar nu te deprindi. Un prieten adevărat sau 10 cunoscuți cu avantaje? Nu, un prieten adevărat tot timpul. Eu am foarte puțin prieteni. Prieten pentru mine e un cuvânt... Ce înseamnă prieten adevărat? Pentru mulți oameni e diferit. Pentru mine prieten e cuvânt foarte scump. Eu nu-l dau la toată lumea. Ce ar trebui să întrunească, iată, un prieten adevărat? În primul rând să fii om, să fii om cu lucrurile astea omenești, dar dacă m-am mințit odată... Ați avut parte de decepție, iată, din punctul ăsta de vedere? Și un om care vă era prieten adevărat? 23 de ani. Și la revenirea mea în țară, el dacă ar să audă interviul ăsta să știe, m-a dezamăgit pe viață. Și casa o avea mea, și cheile, și mașina, și tot absolut. 23 de ani, i-am dat totul, i-am trimis tot felul de lucruri ce au avut nevoie din străinătate. Am dat suflet, cum spunea, nu lucrurile care le-am dat, dar timpul care le-am dat, care niciodată nu s-a recuperat. Pentru mine el a fost prieten. Și când am revenit acasă, i-am văzut culoarea adevărat. Și cu toate astea, oricum, țineți la un prieten adevărat, nu la oameni care să treacă, să plece, să vină. Locul unde te-ai născut sau orice loc de pe pământ. Mulți oameni spun că noi suntem fericiți acolo unde nu suntem. Eu mă străduiesc să fiu fericit. Dacă eu acum sunt în momentul ăsta aici, eu mă străduiesc să fiu aici. Să culeg, să absorb, să miros, să gust din momentul ăsta. Pe urmă, când am să fiu în altă parte, am să... Acolo, da. Dar asta. Locul unde ai născut, știți cum, acolo tu aparții.
Plecarea în Irlanda a fost una cu multe peripeții, dar până la să vorbim despre ele, ideea de unde și până unde va veni gândul să se plecați? Ideea a venit de acolo că, în primul rând, prietena cu care eram, părinții ei un pic mai mari decât mine, părinții ei credea că nu era corect ca să fim împreună, asta a fost una la mână, a doilea la mână v-am spus chestia cu întâmplarea cu școala, cu academia, cu... și cu multe lucruri care se întâmplau atunci în viața mea, eu dacă v-am povestit, eu mă strădui foarte conștient să stau, să absorb, să cercetez, să studiez, să văd lucrurile. Și eu am zis, eu trebuie să plec în lumea mare. Eu trebuie să plec pentru că eu, de mic copil, iubeam sportul. Eu n-am avut posibilitatea să practic aici, să mărg undeva unde puteam eu să-mi permit unele lucruri. Și eu am spus că eu am să mă duc. Și așa și-am făcut. Am să mă duc și am să revin. Și am să fac lucrurile care vreau să le fac pe pământ. De ce Irlanda? De ce Irlanda? Pentru că dumneavoastră v-ați oprit în Germania de câteva ori, ați fost acolo și... Belgia, Germania, da. Tot în Irlanda v-a atras. În primul rând, pe mine m-a atras Irlanda ca țară, ca popor. Ca popor, ei sunt extraordinari, ca natură. Nu degeaba îi spune grădina Europei. Și plus la asta m-am regăsit un pic în istoria lor, cu a noastră. Mm-hmm. Citesc ceva dintr-un interviu. O lună am stat închis în Germania, de vreo 7-8 ore, într-o noapte am traversat fluviul Oder și mă prindea poliția în Germania, mă întorcea înapoi în Polonia și ziceau că sunt nebun. A fost foarte greu și noaptea notam. Dar cum notam, că nu putem nota. Și erau, dacă cunoașteți Oderul, el are o scurgere foarte mare, așa. Foarte puternic. Dacă trebuie să vă spun, dacă trebuie să ieși, de exemplu, în punctul A, trebuie să duci 2 km mai la deal, să înțelegi? Dar toate astea nu v-a făcut să renunțați sau poate să găsiți o altă cale să ajungeți tot acolo unde v-ați propus să ajungeți? Nu, eu sunt foarte ambițios, foarte și cred în visurile care mi le pun, în ideile care mi le pun. Foarte puțină lume mă înțelege, pentru că eu văd totul din alte unghiuri, așa cred eu, ceea ce văd. Dar eu tot timpul ajung la destinație când mă pornesc. Și câteva cuvinte despre Irlanda. Cum a fost pentru dumneavoastră? Ce ați făcut acum? Când ați ajuns? Irlanda pentru mine este cu adevărat a doua patrie, a doua mamă. O iubesc foarte tare. Țara Irlanda a făcut foarte mult pentru mine, pentru familia mea. Eu sunt incredibil. Nu vă pot descri cât de recunoscător. Cât mi-a dat, cât mi-a permis să studiez, să învăț, să culeg, să absorb. Chiar și lucrurile, sutele de tone, de ajutoare, de lucruri care le-am adus, cărucioare, crotile, cârși, haine, paturi, tot ce am putut, am trăit în Republica Moldova, tot de la oameni din Irlanda. De ce profesie ați învățat acolo? Păi, dar cine am avut? Ca oricare, începând la spălatul vaselor, până la construcții, dar nu stăteam mult în job. Dacă stăteam câteva luni, învățam ce am vrut să învăț, culegeam ce am vrut și plecam în alt job. Asta era cumva scopul, să colegeți pe lângă faptul că mai câștigați și un ban, dar anul să învățați. Pentru mine, v-am spus, pentru mine viața este o experiență. Pentru mine viața este o experiență. Pentru a experimenta, a gusta, astea doar 5 instincturile noastre care le avem noi pentru ce înseamnă viața. De a gusta, de a vedea, de a mirosi, de a pipăi. Asta pentru mine era foarte, foarte important. Și la urma urmei este experiența care merge cu tine în viața următoare. Da, și rămâne cu tine tot. Și rămâne cu tine. Nu există absolut nimic. Eu la lume de multe ori le spun, eu în orice mediu merg, mă strădui să culeg. Să culeg, să absorb, să experimentez, să vorbesc, să-mi iau ce am nevoie și să mă duc. Ce ați plăcut de preț în Irlanda, interacționând cu oamenii de acolo? Omenia. Ei sunt, eu m-am regăsit în sufletele lor, m-am regăsit ca ființă umană, pentru că ei au ceea ce foarte mulți din noi nu avem. Da. Ei sunt, pentru mine, irlandezii, așa să le spunem, ei sunt cu adevărat cea mai aproape nație de omenire, de ceea ce noi am venit pe pământ ca să... Ei astăzi trăiesc, ei astăzi te iubesc, ei astăzi vorbesc cu tine, ei astăzi comunică, ei astăzi îți dăruiesc să iau ultima bucățică de pâine. Foarte rari care te judecă că ești din altă țară, că ești de altă culoare, că ești de altă etnie, că ai altă religie. El niciodată nu interesează că ești vaccinat, nu vaccinat. Da. 11 februarie 2013 este o dată pe care
cu siguranță. Aha. Nu o să uitați niciodată. Povestiți un pic. Când și cum? M-am dus să mă învăț a nota, dacă nu mă greșesc. Da, de pe YouTube. Îi spuneați undeva. Da. Ați avut și o problemă de sănătate. Da, am avut niște intervenții chirurgicale la genunchi și mergeam, ăștia mă puneau pe antiinflamatoare, pe, dar eu nu cred în medicina tradițională. Da, 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 da. Și mergeam la mare, unii mari irlandezi foarte reci, și mergeam și mă băgam picioarele în apă. Citisem o povestioară de la o persoană care avea, a avut un câine. Și câinii acela era bolnav și nu dormea deloc. Și stăpânul lua și îl ducea, se îmbrăca în costum de asta, de neopren gros, ducea și ținea câinii în apă și îl dormea. Înțelegeți? Și eu zic, uite așa să-mi treacă durerile. Și plus asta, într-adevăr, eu și iubesc apă. Și mă ducem și stăteam acolo. Păi, dar după 5 minute înghețam. Zic, trebuie să încep să not un pic. Și nu știți cum, ca moldovană, hop. Am zis că asta e pentru mine o provocare nouă. Și în momentul când am intrat în apă, mi-am adus aminte de ceea ce gândeam când eram copil, de pacea sufletului, de pacea, când este pace în suflet. Și acolo mai multe secvențe, unde am citit despre un tunisian și plus la asta ce s-a întâmplat pe Nistru, unele chestii. Și am zis, la mine asta e urgență. Eu trebuie să învăț să not și eu trebuie să, pentru că apa este continuitatea noastră, apa este cel mai bun sursă de energie, de mesaj, de absolut tot. Și am mers la bazin. Parcă acum, băi, ca așa, că dumneavoastră, puneam tableta pe mal, era antrenor acolo și îmi spunea, băi, îmi dai 50 de euro și te învăț eu o notă pe o oră. Și spuneam, eu cu 50 de euro hrănesc 10 copii nevoiași în Moldova. Wow. Și da, așa că așa mă uitam cum dă mâna, cum, știți? Da, da. Și repede am descifrat-o, pentru că, iarăși, conștient, trebuie să fii în momentul acela. Ideea de a te învăța notat trebuie să înveți respirația. Mm-hmm. Respirația este o artă. Dacă tu înveți respirația, absolut, și iarăși frica o iei, o legi și o arunci. Mm-hmm. Pentru că frica, doar noi când intrăm în apă, ce suntem? Panica. Exact. Carbon dioxide în plămâni se grămădește și apa este prietenul nostru. Apa niciodată nu vrea să te neci sau să te... Mă înțelegeți? Și notam în bazin câte... Am ajuns și până la 8 ore pe zi. Notam. 8 ore pe zi. M-a dar antrenat. Mai târziu... Asta când mă pregăteam pentru Nistru. Când am notat Nistru, când mă antrenam. Pentru că eu am așa o ideologie, o viziune în capul meu. Antrenează-te pentru tot ce e mai greu. Pregătește și așteaptă tot ce e mai greu. Dar roagă-te-l Dumnezeu să fie mai ușor. Aș vrea să vorbim un pic despre acele mari 7 strâmtori. Le-ați parcurs pe toate, le-ați traversat pe toate, unicul om din lume care din prima a reușit. Și vreau până să vorbim despre câteva momente sau un moment special din fiecare strâmtoare. Eu m-am pregătit, cum v-am spus, întâi interiorul. Am lucrat foarte mult la interiorul meu, la suflet, la ceea ce eu vreau să aduc prin noturile astea. Pentru că nu e doar... 99% fac asta pentru provocare personală. Eu m-am străduit să vin cu un mesaj, să aduc ceva, să nu fie pur și simplu. Păi eu când mă antrenam și când mă pregăteam, da, eu cercetasem toți oamenii ăștia de elită, care eu nu am să vă mint, dar când am fost înaintat la cel mai bun notator al lumii, eram 11, eu eram a 12. Mulți din trânși erau, care când le scriem câte un e-mail, nici nu răspundeau, că ei... Da, cine îmi răspunde? Da, erau... Da. Sponsor din British Petroleum, din... Așa, da. Vă dați seama. Dar când m-au votat oamenii, pentru că acum nu votează un panou acolo, un grup de oameni, acolo votează tot globul pământesc, care cunoaște despre asta. Și este un landline, unde tot sună sau scriu un mesaj. Ei au votat pentru că eu, peste loc, mă duceam cu un rucsac în spate. Și oamenii erau surprinși, unii e echipa. Da, unii e echipa. Dar vă spun, ideea a fost pentru că noi asta și problema, noi nu cunoaștem interiorul nostru. Și eu asta mă străduiam, să mă conduc de-a meu suflet, de-a meu corp, să știu ce vrea corpul meu, cât poate duce, și să-l împing până la limita extremă a lui, ajungând la ceea ce eu vreau să ajung.
Și eu când am studiat și am cercetat asta, făceam notiță cât m-am antrenat, ce am mâncat, cum reacția. Absolut, de ce eu spun că ne educăm pentru o societate mai sănătoasă cu proiectul ăsta nou care am venit acum? Pentru că eu m-am cercetat pe mine însuși, cum și de mic copil. Uh-huh. Am studiat, am cercetat interiorul până am exploatat exteriorul. Cu timpul când făceam un înnot, eu știam, m-am prea solicitat, sunt supraobosit, aici mai mult trebuie să pun atenție, aici trebuie să scot, aici trebuie să adaug. Mă înțelegi? Da. Eu cred că este cel mai bine. Da, ascultă-i pe toți, ca și în viață. Studiază la fiecare. Dar nu toți a să-ți spui cum e corpul tău, ci poți scoate din trânsul. Că doar tu îl cunoști, doar tu trăiești în el. Și tot timpul am spus, începeți dinăuntru. Plantează înăuntru sămânța care vrei să crească. Deci începem, canal românici. Un caz care marcant pentru... Când au venit delfinii. Așa, da. Când au venit delfinii, pilotul Eddie Spelling îl cheamă, cu corabia se numește Anastasia. Ca să înțelegi, omul ăla, 3-4 ani înainte, are date toate locurile. Eu când am vorbit cu el la telefon și am spus că el m-a întrebat ce experiență ai, dar eu nu mai am spus de visul meu, el într-același an, el în noiembrie mi-a dat locul pentru următorul an în august, în not, în septembrie. Doar pentru faptul că era convins că dumneavoastră erați convins de el. El a zis că m-a întrebat câteva întrebări, cum mă antrenez, ce mă antrenez, de unde vin, ce vrei să aduci și el a zis că pentru tine eu am găsesc un loc. Și așa și-a fost. Când am terminat în notul, l-am văzut și așa și-a spus că 30 de ani fac asta. La nimeni. O mai vii delfin. Dar auzi că să vii delfinul să se bagi între picioare la notător. Wow. Copiii lui, cu puii lui, cu... Că mine asta cel mai tare m-a speriat, că puiul ăla se băga... Dar știți, iau niște cântici foarte interesante. Când ai căștile în urechi, în apă se aude absolut toată mișcarea. Și... Când au venit, eu inițial, dacă notam, corabia stătea la vreo 20 de metri de mine, eu am văzut că toți de pe corabii au fugit în partea opusă. Așa. Dar ce vreau să vă spun, că la ultima mâncare, care ei mi-aruncă o sticlă și eu o beau, eu le spun, nu mai pot, gata, nu mai pot. Și zic, Franța abia să vede. Dar eu deja notasem vreo 11 ori. Și în momentul și-a la vine delfinii. Hmm. Parcă v-a dat ei forța. Dar ei parcă au fost trimiși din părinții ei din ceruri. Idei n-au ce-a fost. Asta pe mine m-a marcat cel mai mult. Strâmtoarea Gibraltar. Notam o americancă care era la vreo 200 de metri de mine. Super, super iuti, fetiță. De 18 ani. Și eu notam așa de greu. Nu mă puteam ține de dânsa. Și într-un moment, așa în partea stângă, văd ceva gigant. Dar de la tatăl meu, care a fost marinar, țineam minte că foarte multe submarine trec pe acolo. Da, da. Și zic, băi, o submarină. Și zic, e o submarină, wow! Și notam, și cum mă uit, știi, așa, și când înțeleg, asta e o whale, cum zice, o balenă. Aoleu. Apa așa de tare m-am speriat. Dar pe urmă m-am calmat când am văzut cât de calm am mers pe alături. Și n-are treabă ea. Na, sunt moldovan. Și știți, m-a fascinat cum m-a stropit cu apa aia. Știți, parcă cum am... Ți-a mai dat forță. Da. Așa. Canalul de Nord. Canalul de Nord, am pierdut și unghiile de la picioare. În ce sens? Cum? Simțul de unele de aici l-am pierdut vreo câțiva ani de zile. Am înghețat, era frig. Uh-huh. Dar în timpul notului, noi am fost trei notători. Unul din Australia, unul din Marea Britanie și eu am fost. Trei corabii diferite. Ei s-au pornit mult mai înaintea mea. Eventual eu i-am ajuns, i-am întrecut. Pe urmă, când am terminat notul, am înțeles că ei n-au ajuns până la cap. De unele motive. Dar motivul a fost acela pentru că în noți, știți cum, dacă tu ieși în drum și mergi pe o gheață și nu te duci nicăieri, cedezi, ori, sai în partea aia, ori, te uiți, te urci pe trotuarul, faci ceva. Da, da. Dar eu notam și nu mă cem nicăieri. Și îmi spune, am înțeles că lui fratele, pe urmă, i s-a spus că trebuie să-l scoatem.
pentru că curența e prea mare. Și mi-a dat voie să... Da, îi lovesc coasta Scoției și se întorc spre noi. Mm-hmm. Și cum ați vedea? Și eu momentul ăla n-am să-l uit când fratele meu a ieșit... Sorry, o leacă de emoții. A ieșit la... Cum se cheamă? Pilotul l-a urcat pe corabia mare, era primarul valului sus într-o parte, l-a urcat în ribul ăla mic și l-a dus la 2 metri de mine și lucrurile care el ne le vorbea și ne spunea și am ajuns. Wow. Ce v-a spus? Pentru ce ești aici? Nu uita, pentru ce ești aici în locul ăsta? Ca în Catalina, tot cu mare provocare a fost. Când noi am ajuns să ne pornim de la început, 99% din toți înotătorii îi se iau de pe coasta Americii, se duc la Catalina, la piatra asta, la insula asta mare, care e la 40 ceva de kilometri. Și este o plajă acolo de vreo 10 metri, ei coboară aproape de... și tu înnoți. Și trebuie să înnoți dincolo spre America. Pentru că America e mare și tu poți să aterizezi unii în a fi, dacă curența e puternică. Dar noi așa de tare ne certam acolo și ne contraziceam că curența e smarge. Deci deja erau vreo 3 ori. Și spunea, băi, e târziu. Noi 4 ori întrem numai până la corabia. Dar eu, dar în America așa e, dacă ai dat banul, gata, nu mai vezi. Dacă, de exemplu, am mai chitat pentru corabii, pentru salvamari, pentru ăștia care monitorizează de la apele deschise, monitorizează oficialii care monitorizează notul dacă parcurgi corect, dacă nu te atingi de nimic, dacă tot... Deci sunt oficiali care toți sunt plătiți. Da, și eu în momentul ăla am spus, băi, dar când mai înot dacă nu astăzi, că astăzi timpul e rău? Și am zis că gata, mâine e altă notător. Aoleu! Și am zis, băi, și cu voi? Zic, băi, de unde să ieșim aici, ieșim din port și o să nu de aici încolo. Ha, ne-a trăit viața atunci. Da, și am zis, băi, dar nu a făcut încă nimeni. Cum vrei este omul care va face. Și eu am zis, băi, oameni buni, zic, eu n-am zburat din capul lumii până aici. Zic, eu nu cedez, nu mă opresc. Dacă cedez eu, oamenii care eu vreau să-i inspir, toți o să cedeze. La mine asta era pus în... Și am ieșit, țin minte că atunci că m-au aruncat în apă, am mers și m-au urcat pe pietre, îi băteau cu o lumină mare, pe 200 de metri de la mal. Și nu mă așezam căștile și astea și s-aude așa niște, știi, în spatele meu. Și când mă întorc așa și văd așa un câmp plin de seals de astea, de morsă. Și când ați sau din apă, m-am tăiat la picior, știți, chetrele au un fel de scoici și am sărit în apă. Acum, notând vreo 3-4 ore, notând, tot mă uitam în urmă. Dar America, dacă vă spun, e gigant, e mare, și păi, nu mă duc nici într-adevăr. Știți cum? Și asta are efect asupra creierului. Da, că oprești. Nu. Pentru că ei mi-au spus că curența e foarte mare. Și notam și trăgem din... Dar eu știam că acolo sunt niște plăți tectonice care la America Latină, cu Nord America, și acolo este foarte, foarte adânc. Și apa e rece, rece, rece. Și când am intrat, știți, când înnoți din partea aia încoace, îți mai rămâne puțin. Dar eu notam invers. Și asta începe să aibă efect asupra capului meu. E ca dublu. Da. Și eu, băi, o apă rece, foarte rece. Și notam și de ce nu mă ducem nicăieri. Și încă o chestie, că aia care erau, nu erau piloții adevărați, dar erau niște tineri, care părinții plecase la urmă. Da. Facă niște, își fac muzică, niște cânta, bani. Muzica cânta tare pe corabii, când trebuie să fii liniști. Și sub corabii erau 3 lumini mari, stăteau. Dar asta tot nu trebuie să fie. Toate lucrurile astea aveau efect. Și ce vreau să spun pe lume? Când momentul acela, o lună frumoasă, în Oceanul Pacific, acolo sunt un fel de microorganisme care lucesc, luminate, așa să numește-ți. Și o apă curată, albastră, frumoasă, și bătea o lună curată și începe a vedea așa un pește de sub. Strani. Și peste câteva minute, știți, parcă dispărea și apărea tot mai sus. La vânătoare e băiatul. Și tot mai sus, doar el nu vine, știți, și deodată. Da. Și când realizez că e un rechin și îi spun lui ăsta de corabii, băi, zic, mă ting avem oaspeți. Dar el îmi spune, ieși din apă, că-s rechin. Pur și simplu am continuat să înot. Pur și simplu, n-am să mint, am început să spun și rugăciuni. Am început să... Numai nu știu ce făceam. Dar eu cercetasem undeva că ei doar sunt, dumneavoastră știți că ei sunt predatori, cum se spune. Da, vânători. Vânători. Și el fiind curios ce se întâmplă în... Noi doar suntem în grădina lui. Da. Și eu am zis, băi, în not nu schimb absolut nici poziția, nici panică, nici nu... Vă dați seama că el
când în not așa ea, și eu știam și mă gândeam în capul meu, bine, eu îmi iau o viteză și mă duc pe corabie. Cât îi trebuie lui să mă vâneze dintr-o dată. Uh-huh. Și am decis să stau calm, stau în voia Domnului, să not cu mesajul care am venit aici, să not, zic, ca să treac și asta. Niciodată n-am să uit câte provocări mentale am avut, pentru că știți că eu de multe ori spun, absolut tot lucrează în favoarea ta. Tot ce vezi pe corpul omenesc, tot lucrează în favoarea ta. Unicul organ care lucrează împotriva ta e creierul. Și dacă tu poți să-l convingi pe dânsul, să-l ții în liniștea și pacea și entuziasmul cu care ai venit, pentru ce ai venit, reușești. Și am trecut, a ajuns până la așa de aproape, când n-ați mă crezi cum ai simțam propulsia apii. Eu simțam când treceai pe lângă mine. Și atunci realizez că noi suntem... Canalul Molokai. Acolo a fost o distanță foarte mare. O distanță foarte mare. Când înnoți de la malul Molokaiului spre Oahu, cum merge relieful ăsta pe desubt, apa încă e calmă. Dar când ieși în larg, Dumnezeule, Doamne, eu am crezut că sunt pe altă planetă. Eu am crezut că s-o spart cerurile, vânturi, niște valuri. Vă spun, când mă ridica și când coborăm, cădem într-un buzunar de apă, de aer, știți, și prin prejur nu se dea nimic. Mă uitam corabia nu-i. Și Doamne, Dumnezeu... Singur lăsat așa. Da. Zic, și am aici doar o luminiță care mă... Că sunteți acolo, prezent. Da. Și asta niciodată n-am să uit că... Și în fiecare câțiva metri dădeam într-o portughez manovor ăsta, cel mai rele mi-a dus de pământ. Aia tocmai îți tai carele de pe mână. Văd că ați avut tot timpul oaspeții de ăștia neinvitați. Da, da, da. Dar eu știți ce spuneam la oaspeții și spuneam, zic, băi, ăștia vin să mă trezească din gândurile mele de care creierul mă duce și mă întorc la adevăr și îi spuneam, băi, vă mulțumesc. Chiar și meduza aia care mă mâncă, plângem. Și nu oricum ne-ați renunțat. Dar îi spuneam, îți mulțumesc că ai venit și mi-ai adus aminte să fiu aici, să... Mă bucur de clipa asta. Canalul Tsugaru. Am avut o experiență extraordinară, pentru că cu o zi înainte de asta, toți porneau alarmele, știți, prin hotele și toți fugim, nu înțelegem ce se întâmplă. Și ne-au spus că e ca ăștia de Nord Corea, dau rachete și în Japonia fac să... exerciții, cred că. Da, da, da. Dar pentru mine a fost o provocare foarte... În primul rând, noi am notat de la sud spre nord, de la Honshu spre Hokkaido. Și când ne-am pornit, tot așa am avut o provocare că m-a aruncat într-un loc, dar curienții m-a dus tot în altă parte. Și mi s-a mai adăugat 4 km la toată epopeia. Și notând spre nord, tot așa, dar acolo în Japonia, dacă, de exemplu, în altă, în canalul Mânicii, să mai opresc corabile când tu vrei să treci. Dar acolo nu, tu trebuie să te oprești. Aha. Și tu, dar n-ai voie să te atingi de nimic. Și trebuie să stai în apă. Și să nu. Altfel ești descalificat, da? Da. Asta m-a șocat, că am stat odată 32 de minute într-un loc. Dar curiență, că duc în, înțelegi? Uh-huh. Și ce e ce n-am să uit niciodată, că când am ajuns aproape de Hokkaido, am simțit apa foarte tare să răcea. Și mi-am amintit de cercetările care le făceam, că acolo oceanul împinge la sud și marea japoneză împinge la nord și acolo vin curenți foarte reci dinspre nordul Japoniei. Așa. Și pe urmă, primul lucru ce mi-am amintit în cap, că până la mine 8 înotători, niciunul nu a ajuns. Toți a căzut în zona aia. Toți au cedat. Din cauza hipotermiei, cred că. Hipotermiei, da. N-ați să mă credeți. Toate nebuniile și gândurile rele care vineau în cap și mă străduiam să le resping, să le arunc și să noți, și să noți și de cea curență nu te duci. Dar este foarte important ca să rui bariera aia. Mm-hmm. Dacă treci de, poți să-ți continui drumul. Și să rămâne, știți cum e, că înnoți 10 ore și tu pur și simplu vezi malul, uite-l malul, 2 km. Și tu nu poți să rupi aia, e foarte greu. Da, mi-a tras. Da, am tras, îmi spunea soția, că era pe corabie, eu zic că într-un moment aveam 72 de rotații de braț pe minută. 72! Eu niciodată n-am ajuns la așa viteză. Și la final, strâmtoarea Cook. Strâmtoarea Cook a fost ultima strâmtoare. Am așteptat vă 3, aproape 4 săptămâni să not și nu era timp deloc bun. Și țin minte că mă apropiam de plecarea înapoi în Irlanda și mi-a spus președintele asociației că mâine putem să încercăm, dar slabă nădejde a fost că timpul nu-i favorabil.
tot așa, țin, numai ne-am pornit de la mal și un soare, o frumusețe, și când pe urmă brusc nu se vedea nimic. Nimic! Nimic Cresc, absolut! Da. Și din contra trebuie să dai semnal tot timpul să nu vii rechinii. Rechinii și ceață, să nu pălească vă corabii în noi. Și la urmă am înțeles că noi am ieșit din doar. Este așa un... Se cheamă... pe românește a fi că acum în parametri ăștia trebuie să înnoți. Dacă tu ai ieșit în afara acolui alt, e lărgimea mult mai mare. Da, da. Și eu am ieșit foarte tare, eu am notat așa ea. Da, am ajuns cum la Brother Islands, la insulele fraților, așa se cheamă. Și am notat și printre dânsele. Și vă dați seama acolo și apă și aruncături de stâncă. De... Hmm. Foarte rece apa, țin minte că nu, deschidem gura să beau ceaiul și îl dădeam pe alătura. Înțelegeți? Nu simțeam, eram numb, eram... Da, nu simțeați, erați fără simț. Fără simț, eram hipotermic total. Țin minte numai când am urcat pe piatra aia și am spus că asta e ultimul. Asta e ultimul, Ioane, duci la caldă, duci să te încălzești. Dar vă spun că când m-am urcat pe piatra aia, de acolo, vă dați seama că acolo nu e unde trebuie să ieși. Ca și în Catalina, unii trebuie să intru pe o, așa, o plajă. Da. Curenți foarte mari. Și când am urcat, nu m-am auzit semnalul și am dat drumul la mâini și am căzut de înapoi apă. Nu țin minte, absolut nimic. Știu că nu m-am uvânat așa și m-am pus în corabia aia mică, mi-a dus la corabia mare. Ce senzație ați trăit atunci când ați încheiat întregul traseu? 7 strânturi, din prima, pe toate. Da, a fost... Eu nu știu dacă vreodată... Doar trebuie să trăiești asta, ca să înțelegi. Dar am suferit foarte mult și din punct de vedere de sănătate. Dar sufletul la mine e în pace. Sufletul la mine e în pace și mulțumit pentru că eu am făcut ceea ce mi-a dorit sufletul. Eu am făcut ceea ce doresc și vreau ca lumea să trezească și să vadă pentru... Nu că aplauze îmi trebuiesc, pur și simplu să înțeleagă pentru ce am făcut asta. Pentru că nu degeaba Asociația Mondială de Meteorologie a declarat asta cea mai grea provocare omenească în ultimii 30 de ani. Pentru că, într-adevăr, ce clipe am trăit, ce am suferit, n-aș dori nici la cea mai mare dușmană a mea. Ați lipsit foarte mult de lângă familie, ați avut chiar multe șanse în care familia să se destrame și cu toate astea, oricum, ați reușit să o închegați și să fie alături de asta. Am muncit foarte mult. Cum a reușit soția, copiii? Familia. Vă dați seama, pentru că când mergi prin așa antrenamente, când mergi prin așa pierderi de aminoacizi, energii, nopți nedormite... Dar și pierderi financiare, n-a încercat să zică, liniștește, hai să investim bani în altceva, nu în, de exemplu, nu știu, că știți că sunt... Eu am o soție extraordinară, din care vă spun sincer, plecăciunile cele mai mari măr la dânsa, pentru că noi bărbații tot timpul suntem, știți, wow! Da, cu noi ne dăm. Da, da, dar eu vă spun... Genul puternic. Soția mi-a dat 2 copii frumoși și eu nu sunt ușor de trăit cu. Vă spun sincer acum, eu nu pot sta locul, eu nu mă... Dar ea e mai retrasă, mai liniștită, mai... Mă înțelegi? Dar ea tot timpul m-a înțeles și m-a susținut. N-a încercat să vă convingă inversul la tot ce vă propuneați? A încercat, dar ea mă știa pe mine ca persoană. Ea știa viziunea mea, ea știa... Eu știți cum, de multe ori am vorbit pe scurt cu toată lumea, dar ei am desenat tot portretul. Tot în ceea ce trăim. Tot absolut... Știți cum, de la dimineața când ne sculam și puneam o rugăciune și meditam împreună și făceam o yoga, până la mâncam o bucățică de pâine împreună și îi spuneam că uite cum ar fi bine. Dacă vrem să creăm o bogăție adevărată, nu din materie, dar bogăție. Ce vă înțelegeam. Și el a înțeles. Și de asta și m-a susținut. Vă dați seama că eu din acest motiv nici n-am putut să o iau. În primul rând financiar, dar într-un rând n-am putut să o iau. Pentru că eu am văzut, de exemplu, când am fost în Sâmbătoarea mânicii, i-a suferit foarte mult. Păi își vede soțul care se chinuie. I-a suferit că vomita, nu mai putea să ține când vedea că eu prin ce treceam. Și eu am zis, băi, eu sufer de 2 ori, nu știu că suferă în apă, da, dar încă și-o văd pe dânsa că suferă. Și din motivul celălalt eu am spus, nu, eu mai bine mă duc singură. Înțelegi? Dar copiii, cum arăți copiii? Și ce încercați copiilor să le transmiteți? Iată, prin tot ce faceți dumneavoastră, prin felul în care ați fost crescut și ați învățat multe de la părinții dumneavoastră.
Eu mă străduiesc să le transmit mult mai mult decât am învățat eu de la părinții mei. Mult mai mult mă străduiesc să le transmit. Și da, sunt dezamăgiri ca în orice familie. Sunt judecăți, mai ales știți cum copiii în ziua de azi știu toate celea și sunt cei mai învățați pentru că au un telefon în mână și au acces la informații. Dar eu vă spun sincer, eu sunt foarte mândru pentru că eu văd roada. Eu văd copiii cum se comport, eu văd ce fac ei și eu văd semințele alea care le-am plantat foarte mulți ani în urmă. Eu văd cum adună ei prieteni împrejur lor, ce scriu ei, ce fac ei, cu cine se interacționează, cum fac sport, ce vor să transmit prin sportul ăsta. Că sportul nu este doar ceva care tu faci să crească un mușchi, să nu fii sănătos, este mult mai mult, este o alimentație sufletească, este ceva ce e tu. Și înțeleg lucrul ăsta. Ei înțeleg asta și eu, ei sunt foarte mândri, dar ei niciodată, așa îmi spune fiica în orice caz, ei niciodată n-a să înțeleagă pentru ce mi-am distrus eu sănătatea. Că ei numește, moldovenii noștri numește, nu știu cum să zic eu mai frumos, indiferență. Tot ce aici mi-au spus mulți ani în urmă, așa și este. Ei spune că e să fii tratat așa, e să fii judecat așa. V-a prezis cumva. Da, da, da. Și pentru și mă tati sacrifici, pentru și mă tati ei și din casa noastră faci, de exemplu, depozit de haine, din încălțăminte. Pentru ajutoare, pentru oameni. Da, da, da. Pentru că ei luam și culcam într-o cameră și după ce am... Și mă încărcam și vineam eu la volan 3000 de kilometri, știți? Și ei toate lucrurile astea le-au văzut. Dar ei tot timpul, nu știu din ce motiv, mi-au spus că da, bravo, dar ai făcut-o pentru... stai cum spune, nații greșit. Pentru că ei au văzut judecată, ei au văzut urcarea asta a mea pe cruce și am judecat din toate punctele de vedere și am... Dar ați făcut față. Nu dar puteți. Eu am făcut față, eu am spus, băi, asta e karma lor. Noi nu suntem popor rău, noi pur și simplu am devenit trei dezbalansați, debusolați din alte motive. Cuiva îi convine asta să fim debusolați, să fim deviați, să fim distrămați. Pentru că noi suntem o putere dacă suntem uniți. Păi eu vreau să fiu acea energie care, da, văd, nu-s de acord cu minciuna, nu-s de acord cu multe lucruri, dar eu sper și mă rog unului Dumnezeu că noi într-o zi să fim mai receptivi, mai iubitori, mai iertători, mai în pace, pentru că pacea împrejurul nostru noi să o câștigăm numai atunci când noi să fim în pace. Muzică tristă sau muzică veselă? De multe ori mă încui în camera mea și ascult și muzică tristă. Dar 99% ascult muzică tradițională veselă de pentru că mă refer la muzica tristă a trăind în spate. Mă refer la muzica veselă a trăind prezent și în viitor. Frumos. Așa. Eșecuri sau un succes obținut din prima? Eșecuri. Pentru că eu când fac eșecuri, sau așa numite eșecuri, eu vin deja cu experiență la următoarea provocare. Și eu știu că o fac din cea mai bună, deja cu experiență o fac la cea mai înalt nivel. Și atunci eu știu că am învățat mult mai mult dintr-un succes. Vin sau coniac? Vin. Dar și coniacul e bun. După un vin bun. Așa, super. Dacă e să vorbim de cărți, de, nu știu, de oameni care v-au inspirat. Eu mă strădui să mă inspir pe mine în fiecare zi ca să fiu mai bun Ion Lazarencu, Ion decât ieri. Asta în primul rând. Da, noi nu putem să-i facem pe toți fericiți și eu accept toate judecățile. Dar eu în fiecare zi, în primul rând, încep ziua cu mulțumire. Cu mulțumire, a fi grateful, cum spune. Să fii mulțumit celor de sus pentru... Pentru tot ceea ce am. Până mă gândi la ceea ce nu am. Mă înțelegeți? Și hrănirea creierului pentru mine înseamnă mai mult suflet. Pentru că eu tot timpul spun, noi avem noi doi lupi. Și lupii se luptă unul cu altul. Te devorează într-o oarecare. Da, și te debusolează. Dar ei... Când am fost întrebat odată de ficiorul meu, tată, dar care câștigă? Și eu am zis, care îl hrănești? Dacă tu în toată ziua ai să spui că asta e rău, că asta nu e bun, că așa e rău, că așa e, nu știu și, că așa... absolut așa ar să crească. Da, da. Strădu-te să te uiți mai mult la paharul plin decât gol, mai mult la lucrurile frumoase, pentru că sunt lucruri foarte frumoase. Uitați-vă că noi
avem un șans de nu știu câte 143 triliarde ca să ne naștem pe pământul ăsta. Uitați-vă la, la faptul că, că de exemplu, unul din 250 mai dincă, din mașini pe zi, poate să fie un accident. Oricum te urci la volan și te duci. Așa și în viață. Accept provocări. Ați mai spus frumos, norocul nu există, trebuie să muncești ca să-l creezi. Corect. Eu nu știu ce înseamnă noroc. Pentru cineva poate noroc. Eu cred în muncă extraordinară. Și norocul noi îl creăm. Când spune cineva că tu ai avut norocul că să fii nominalizat la premiul Nobel sau tu ai avut norocul să treci canalul mânici din prima. Păi cum noroc dacă eu mă sculam la ora 3 de noapte și mă duceam și stăteam în apă înghețat în munții din Wicklow, că să-mi adaptez corpul, să-mi adaptez creierul, ce fel de noroc asta e? Da, dacă eu am muncit. Muncit. Păi nu există noroc. Sau, știți cum de multe ori le spun și la părinți, băi, dacă tu ești să le faci la copii și e viața ușoară, tu ești să o distrugi lor în timp lung. Da, tu ești să o distrugi. Noi trebuie să ne învățăm a munci din greu de a obține un vis. Pentru că tu cu adevărat ai să fii mulțumit când ai să cumperi mașina aia, de exemplu, și același materie, da, cu banii munciți din greu, decât mama să o dă. Da, așa, corect. Și ai să fii mult mai mândru de tine și ai să... Și ai să o apreciez mult. Așa și un vis. Visul rămâne, eu de multe ori am spus, visul rămâne doar un vis dacă tu nu lucrezi la dânsul. Ce altceva face Ion Lazarenko Teron pe lângă, cum se odihnește el? Care sunt hobby-urile pe lângă a ajuta oamenii, a transmite mesaje? În afară de meditații și toate astea, eu mă relaxez foarte mult în natură. În toată ziua mă străduiesc să mă duc, măcar într-același parc, dacă nu sunt, dacă sunt în oraș, măcar în parc pe, să fac două cercuri, să mă duc să cuprind un copac, să mă duc să ascult o, să caut o păsărică, să-i văd mișcările. Mă strădui foarte mult. Cel puțin ce dau la oameni un exemplu să găsesc cele 10 minute să aduc creierul din toate cele mii de gânduri care le avem noi zilnic, să-l aduc într-un loc și să-l pui la standstill, cum spune, la fără nicio mișcare. Dacă ați vrea să schimbați ceva la dumneavoastră, ce ați schimba? Am studiat foarte mult stoicismul. Și mă cercetez și pe mine zilnic. Zilnic îmi cercetez gândurile, emoțiile, mișcările, reacțiile. Și dacă aș vrea să schimb ceva foarte mult la mine, să fiu mai stoic. Pentru că de multe ori reacționez, da, ca orice ființă umană, un pic mai aprins, mai ales la minciună. Ați vrea să vă nașteți altcineva? Spusă mai devreme deja. Nu, eu cred că misiunea mea e clară. Pentru mine de mic copil a fost clară de când mă țin minte la grădiniță. Chiar și un profesor din sat chiar mi-a zis că am fost la grădiniță când erai și am fost la școală când erai în clasă de primare. Și s-am văzut ceea ce văd acum din primul. Iarăși la ceea ce vrei să lucrezi și ceea ce vrei să plantezi. Eu sunt happy cu ceea ce mi-a dat mama și tata. Frumos. Cum ați vrea să plecați din această viață? Cum aș vrea să plec? Pe malul mării, privind valurile. Da, cred că așa. Care este cea mai importantă calitate a dumneavoastră? Cea mai importantă? Da. De care nu sunt prea mândru. Care? E bună, dar nu sunt mândru de ea. Gândesc cu sufletul. Este foarte bună. Foarte bună. Trebuie gândesc să cu sufletul. Asta. Gândesc prea mult cu sufletul. Și pun la suflet tot. Pentru că eu tot timpul am crezut că dacă noi om filtra tot prin suflet, dar nu prin cap, noi îmi eradica și aceeași minciună și îmi faci ceea ce e corect. Da. Dar te consult. Numiți un om care v-a schimbat viziunea despre profesie, despre propria persoană. Nu vreau să fiu egoist, dar cred că eu, studiindu-mă pe mine, cercetându-mi interiorul și acțiunile exterioare, m-am schimbat și evoluat radical. Ce urâți cel mai mult? Minciună. Care este cel mai mare regret? Când am putut să vin la mormântarea lui taică. Eram în Irlanda și
și n-am petrecut mai mult timp cu el, pentru că el a fost un om foarte deștept. Chiar străini, îmi spun și acum. Care este cea mai mare slăbiciune? Slăbiciune? Cred că femeile. Cu ce mare om din istorie ați vrea să vă întâlniți? Cu ce om din, mare, din istorie, cu Ștefan cel Mare? Așa? Ce ați vrea să-l întrebați? Cum vă imaginați? De ce oare noi, Ștefan, ne-am schimbat așa de tare? Unii sunt patrioții care i-ai plantat și ai luptat. Unde-i? Îmi plăcea când am citit odată după bătălia cu turcul, el a declarat sărbătoare în țară 3 zile. Și n-a declarat că sărbătorim cu vin, cu nu știu ce, dar cu o rugăciune la Sfânta Biserică. Cu rugăciune, cu o lumânare, da, cu candelă. Da, era foarte religios. Și eu am spus, mă întreb, vreau să-l întreb, de ce oare, Ștefan, ai cruțat și ai sacrificat atâta? Și acum șede doar un simbol în centru orașului, dar nimeni nu înțelege, și eu nu înțeleg. Ce reprezintă el? Ce reprezintă el? Ce a făcut el pentru poporul ăsta, pentru bucata asta de pământ? Și unii lumea, unii ceea ce a plantat el? Asta vreau să-l întreb. Și la final, ce i-ați spune lui Dumnezeu dacă v-ați întâlnit cu el? Eu cred că noi, omenirea din boala asta de avere, de putere, de alergătura iurească și de noi n-a să ne mai trezăm. Pentru că și ceea ce ne înconjoară, ne împinge în asta. Și l-aș ruga pe Dumnezeu să fac ceva, cum și-l rog zilnic. Mă rog lui Dumnezeu să ne trezească din visul ăsta adormit, de inuman pentru mine este. Viața care noi o trăim acum, noi doar suntem specii ca oameni, dar noi nu merităm cuvântul de om. Domnule Teror, noi vă mulțumim mult pentru prezența noastră. A fost o discuție foarte profundă. Sper. Și vă dorim să aveți parte de cât mai multe reușite, iar mesajul pe care vreți să transmiteți prin orice acțiune pe care o faceți, să ajungă la oameni. Numai bine. Să dea Dumnezeu. Dragilor, atât a fost pentru astăzi. Vă doresc să aveți parte de o seară frumoasă și vă dau întâlnire duminica viitoare.